Salutare tuturor și bine v-am regăsit! În clipul de astăzi o să vorbim și o să instalăm un senzor multifuncțional de detectare a mișcării și a luminii care se adaptează la lămpile de iluminat. Bun, deci hai să începem. Avem aici senzorul pe care probabil ați văzut la mai multe tipuri de lămpi, de exterior, de interior, unde vreți voi, se poate adapta. În general, modelul ăsta este pus pe lămpile cu halogen, alea mari care luminează foarte tare. Eu am desfăcut deja șuruburile astea ca să nu mai pierd timpul, le-am strâns foarte puțin. Dăm capacul ăsta jos și aici se pot observa câțiva conectori. Scoatem chestia asta afară ca să putem lucra. Pe partea asta se introduce cablu. Are o garnitură aici de cauciuc ca să nu intre apa și pe capac trebuie să aibă o garnitură. Vedeți? Are o garnitură aici ca să nu intre apa în interior pe conexiuni. Și aici avem trei fire. Maro, albastru și roșu și un comport liber. În cazul în care lampa este din metal și are împământare, pe portul ăsta se poate conecta împământarea. În sine, dispozitivul, senzorul nu are nevoie de împământare pentru că este tot din plastic. Bun, am adus și o lampă aici, adică o aplică mai veche cu câteva chestii pe ea pe care nu folosesc. Am găsit-o într-un dulap și am zis că e un moment oportun să vă arăt cum se face chestia asta. I-am legat și două fire prin conexiunea asta, da? Ca să îi facem un test. Deci, pe astea două le dezizolăm frumos. Bun, încă lucrează foarte bine dezizolatorul de la Dexter. Și avem așa. Senzorul ăsta funcționează la 220 până în 240. Și avem doi conectori, maro și albastru, ca și sursă de alimentare. Am adus aici o chestie de asta ca să-l băgăm într-o priză pentru test. Nu am găsit altceva, așa că ne descurcăm cu ăsta. Le tăiem astea puțin mai scurte, ca să nu ne incomodeze. Bun, deci el practic funcționează ca și un întrerupător automat, ca să înțelegi mai bine. Îl alimentez 220 pe, bineînțeles, nul și fază, maro. Roșu, practic, este faza care se întoarce la lampă sau la bec sau la cum vrei tu să-i zici. Și nulul pleacă din... Aici îl splitez, ori aici, ori duci nulul din doză, ori mai știu eu cum îi legat becul. Deci, practic, tu faza trebuie să-i o dai pe cablu roșu, pe conductorul roșu, ca să îți pornească în funcție de setările pe care îi le faci. Haideți să-l și conectăm, să-i facem un test. Deci, firul maro îl conectăm cu maro. Strângem ăsta foarte bine aici, să nu iasă. Deci, tot ce fac acum e o improvizație, să zic așa, doar de test, ca să-ți dai seama cum funcționează. L-ai legat, îl verifici. Bun, albastru ăsta trebuie să meargă cu albastru de la lampă ca să vedem dacă încapă amândouă aici. Ar încăpea amândouă dacă firul ăsta n-ar fi băgat până pe partea cealaltă. Scoate un pic. Eu strâng șurubul de izolație, nu de cupru. Bun, introducem ăsta, frumos, albastru și dăm albastru de la bec. Din fericire e destul de mare conectorul ăsta și încapă ambele. Bun, le verificăm să fie ok. Așa, și pe roșu, bineînțeles, roșu care duce la bec. Verificați să nu iasă să facă scurt cumva. Deci așa arată. Nu știu
acum să vi le arăt să le vedeți mai ok. Da? Se vede. Bun. Și practic îl băgăm în priză, da? L-am băgat în priză, lămpile au pornit. Bun, a durat un pic până s-a oprit, dar s-a oprit. Este încă, este nou-nouț, durează un pic până se obișnuiește cu lumina, cu reglajele, având în vedere că a fost... Deci acum dacă îl prin mișcare, nu ar trebui să pornească pentru că e setat să funcționeze pe noapte, deci doar noaptea să se aprindă. Dacă îi pun ăsta aici, ar trebui să pornească, să se sizeze că e noapte, dar trebuie să vadă și mișcare. Deci, practic, ar trebui să îl dau pe zi. Cum l-am dat pe zi, a și pornit, a simțit mișcare. Timpul ok, sensibilitatea o să o dăm la maxim. Ca să fie sensibil, o să las jos, să vedem în cât timp, câte secunde trec până se oprește. Deci el are, ca și timp de funcționare, de la 5 la 10 minute, de la 5 secunde la 10 minute. Deci este pus pe zi și ca și timp, l-am pus cel mai puțin, funcționează la 180 de grade rază de acțiune. Cum a mișcat puțin aici, deja o și sesizat. Hai să-l întorc cumva în partea asta, ca să nu mai sesizeze mișcare. Ca și lungime de sesizare a mișcării, merge de la 2 metri la 12 metri, parcă. Bun, deci mă mișc. Deci cum văd că sesizează foarte ok din partea asta, o să-l pun să nu mai fie așa sensibil. Deci îl lăsăm pe jumătate. Ca să sesizeze doar mișcare mai bruscă, să zic așa, nu la o adiere de vânt, se mișcă o creangă de copac și s-a oprit. Mă mișc aici, ați văzut, deci s-a prins, ca și timp de răspuns are 0,6-1,5 milisecunde, să, așa de repede detectează el mișcarea. Cam astea au fost despre el, până data viitoare, numai bine!